Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune After School Învățăm Împreună. Da, suntem aici pentru a vă ajuta să poate să vă îndrumăm în cariera voastră viitoare sau poate chiar să vă ajutăm să luați niște decizii care ulterior se vor dovedi a fi foarte importante. Astăzi este o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că vom răspunde acestor întrebări și multor altora cu ajutorul invitatului meu de astăzi, doctorul Cristian Andrei, care ne va ajuta să vedem care este calea pe care o vom apuca în viață sau poate să ne gândim mai mult la ce urmează să facem. Bună ziua! Bună ziua! Domnule, am un deja vu. Când eram prin clasa 6-a, am descoperit, de fapt, colegul meu de bancă a descoperit și eu m-am luat după el, scrisul invers, de la dreapta la stânga cu mâna stângă. Oh. Și eram atât de entuziasmat de faptul că o să ne luăm notițele încât nici profesorii să nu înțeleagă și să nu mai copieze nimeni după noi. Bine, că nu eram noi neapărat cei mai buni. Și după aceea am aflat că ce? Leonardo da Vinci așa scria de felul lui. Da? Cu 500 de ani în urmă, el deja a făcut treaba asta și așa am simțit că descoperirea noastră fusese descoperită și senzația am avut-o și acum. Exact așa un proiect cum aveți voi aici la Metropol, la After School, la Metropola, așa mă gândeam eu să fac la Institutul de Relații Umane, să aduc profesori, să-i filmez, să-i rog să vorbească, să aduc diversi profesioniști din diverse domenii să spună care e viața lor în meseria pe care o fac, astfel încât un adolescent să vadă cu ochii lui că există un om care face meseria aceea, că nu e nici chiop, nu este nici prea scund de înălțime și că o să iasă treaba foarte bine sau, mă rog, mai sunt și greutăți. Exact. Asta am vrut și noi să facem aici și facem de un an jumătate, să aducem profesioniști să ne spună cum au ajuns ei la această meserie din pasiune, cum place mie să spun în sezonul acesta, și prin ce au trecut ei. Poate n-a fost alegerea lor, prima alegere, poate au făcut altceva, au făcut o reconversie profesională. Și cum au ajuns să facă acest lucru. Da. Aș vrea să spun acum unde ne găsești și cum reușesc să intre cu întrebările în direct telespectatorii și totodată cei care ne urmăresc pe Facebook. Avem WhatsApp-ul nostru care este 0766543752 și ne puteți scrie acolo întrebările pe care doriți să le adresăm doctorului Cristian Andrei și vă vom promite că vom răspunde la cât de multe putem. Totodată puteți în comentarii să ne adresați întrebările, iar eu le voi vedea aici în timp real și voi încerca să îi le adresez, să vedem ce trăire au telespectatorii noștri. Fie că sunt părinți, fie că sunt elevi. De obicei părinții se aruncă primii într-o discuție de genul acesta, însă proba de foc este dacă unui adolescent sau altuia îi se pare interesant ce se discută și chiar îl mănâncă palma să spună opinia lui sau să lanseze o întrebare. Da. Ce aș vrea să discut prima dată până se adună lumea? Cred că știți cum faceți dumneavoastră și acele podcasturi, vloguri. Așteptăm puțin să se adune lumea și să vedem cum ați ajuns la meseria pe care o practicați. Că de obicei, noi facem cu exemplul personal. Încercăm să le oferim. Eu pot să spun că, în cazul meu, meseria m-a ales pe mine, nu eu pe ea. Cum așa? E un lucru interesant, adică pur și simplu îți vezi de treaba ta, mergi la stânga și la dreapta, aparent în zigzag, și la un moment dat ceva te oprește. Da? Este fascinația. Este ceva care spune, da, asta este. E ca la îndrăgosteală, nu? Nimeni n-a reușit să explice de ce tocmai ea sau de ce tocmai el. Da? Și atunci, da, și se pune întrebarea, ai făcut tu ceva ca să te îndrăgostești de acel sau de acea persoană? Nu, mai degrabă acea persoană a făcut ceva. Ori asta înseamnă că meseria trebuie să facă ceva ca tu să fii atras spre ea. Ori asta înseamnă că oamenii care practică diversele meserii în țara asta ar trebui să mai fie și mentori, ar mai trebui să aibă și internship-uri, nu? Să mai comunice cu părinții, să nu-i mai primească pe oamenii tineri cu fraza ai experiență, dacă n-ai experiență nu te putem angaja. Da? Ce putem, la întrebarea aceasta, ce poate răspunde un adolescent? Pentru că ei se întâlnesc foarte des cu această întrebare. Te-aș lua, știu că ești foarte bun, ești elev de 10, știu că aveți și o problemă cu aceste notații. Dar n-ai experiență și acum am nevoie de om experimentat.
încurajarea mea pentru un adolescent din ziua de astăzi este să facă voluntariat. Pentru că în voluntariat faci un fel de marketing cu privire la propria persoană, capabilă mai târziu să-și facă meseria. Te duci pe degeaba acolo, aparent fără nicio plată, dar în timpul ăsta creezi o nevoie de tine și acel om căruia i-ai oferit voluntariatul tău o să te consideră prețios mai încolo. Faci un fel de sampling, cum se spune. Dai bucățele din tine până când îi strânești apetitul să te aibă definitiv. Și unde mai pui că asta este o experiență, da? Pe care o poți trece în CV. Și într-adevăr, în orice țară europeană, în CV, voluntariatul pare să fie cel puțin la fel de prețios ca un loc de muncă plătit în antecedentele tale. Deci poți să faci asta. Da? Și sunt adolescenți care se pot duce la grupuri vocaționale, veșnicul, teatru, știu și eu, voluntariat din ăsta, ecologist, dar mai sunt și voluntariate pe care le poți face în companii care sunt cu profit. Te duci pe degeaba. Spui, am venit să ofer, n-am venit să cer. Da, și lucrul acesta, cum spunea și dumneavoastră, este în statele europene, nu știu exact dacă și la noi, este constituie experiență profesională. Da, da. Și când spune cineva, ai experiență? Da, am, pentru că am făcut voluntariat acolo și acolo și acolo. Mai mult decât atât, iartă-mă, Ionuț, voluntariatul spune despre tine că te-ai dus acolo din vocație. Nu te-ai dus din interes comercial sau că avea tatăl tău pile pe acolo. Te-ai sau că ai fost pus să te sau duci. Sau că cineva te-a obligat, exact. Sau că ai fost pus să te duci și aici vreau să mergem la următorul subiect pe care doresc să-l atingem. Ai fost pus. De foarte multe ori în viață suntem puși. De către părinți să facem lucruri, de către profesor. Te-am pus să faci tema, n-ai făcut-o. Da. Nu ți-am arătat de ce e nevoie să faci tema respectivă, de ce este nevoie să te pregătești și acasă câteodată. Dar nu te-am pus, te-am obligat. Da. Da, este sarcina pe care ți-o dau, du-te și du gunoiul. Și școala a început să arate tot cam așa, du-te și tu-și du gunoiul, că altfel nu ne înțelegem dacă tu nu faci ce ți-am spus eu. Este într-adevăr și o oarecare piramidă a agresivității, pentru că la rândul lor părinții sau profesorii chiar au fost crescuți într-o astfel de presiune umilitoare și o dau mai departe și te aștepți ca și elevul ăsta să o dea mai departe către unul mai mic sau chiar către ființe vulnerabile. Este piramida agresivității. Da? Dar este și faptul că mulți părinți și profesori sunt neîmpliniți. Nu au făcut, au regretele astea. Trebuia să fac eu chestia asta. Dacă eu învățam zi de zi, ajungeam mare director, nu aveam șeful ăsta care nu e așa de deștept ca mine. Da? Și atunci o să-l oblig pe fiu să ajungă el director în locul meu, că eu sunt ratat din punctul ăsta de vedere. Și ce simte copilul atunci când el simte această obligativitate, această presiune pusă de la vârste fragede? Să lămurim un lucru. Este una dintre cele mai revoltătoare atitudini pe care o poți avea în educație. Și anume, să obligi ceva care, de fapt, poate să facă obiectul unui apetit. E ca atunci când copilul are foame, ar mânca, dar până să apuce el să spune mi-e foame, tu îi bagi cu linguroiul să mănânce obligatoriu la ora 4:30, ca așa vrei tu. Și tot. Și atunci, să mănânce tot din farfurie, că și asta e o discuție. Da? Și atunci, nu mai are, deci se inundă această naturalețe a asimilației, pentru că, na, întâmplător și mâncatul și învățatul fac parte din grupa de instincte asimilatorii, noi asimilăm și prin mâncare, dar și prin învățare. Prin învățare asimilăm informație din jur. Și, bineînțeles, că în ziua de astăzi avem și intoxicații cu mâncarea asta, nu? Se știe. Tot felul de preparate, să le spunem, exact. în această perioadă, da. Apar și ar trebui să învățăm să ne ferim cât mai mult de ele. Să avem discernământ. Să avem discernământ și să avem o educație. Adică dacă primim educația asta, dacă vedem acasă faptul, ia uite ce am mai făcut ăla, ia uite ce... Eu așa mă gândesc, că poate dacă auzi această, să spunem, bârfă pe care ne-o livrează părinții, inconștient, ia uite, l-ai văzut pe ăla ce a făcut la muncă, ia uite ce a făcut ăla, copilul asimilează lucrurile astea și el se gândește, ia... Ce a mai spus exact. Acel... Da, apropo de întrebarea de mai devreme, că nu vreau să o las neterminată, există acest efect de backstage. Da? Că tu ești în teatru și știi foarte bine. Da? Ce se întâmplă în culise? Da. Da? Ori de câte ori duci un copil într-o sală unde se joacă teatru, ca și spectator vede una, dar dacă îl duci în culise, nici nu mai vrea să plece de acolo. Vede sforile care se trag, da? Îi vede acea forfotă de pregătire, da? Vede emoții. Vede emoția care se naște tocmai atunci. Ok? Și așa este la toate meseriile.
Păi eu, ce eu n-am backstage-ul meu când intru în terapie cu un pacient, trebuie să mă apuc să citesc, trebuie să-mi aduc aminte exact despre cine este vorba, unde am rămas cu el, da? Ce fel de personalitate are omul ăsta? Și bineînțeles că intru în acea stare propice interacțiunii cu pacientul. Da? Și dacă ar ști un tânăr care vrea să se facă psiholog sau terapeut, cât de multe lucruri trebuie să ții minte, cât de multe lucruri trebuie să-ți introduci în cultura generală. Poate că n-ar mai vrea chiar așa sau poate că mai arbitrar ar vrea. Da? Dar important este să te ajute cineva să mergi în culise, în backstage. Și culisele acestea pot fi și emoțiile pe care nu le vezi? Absolut. Tu? Ele reprezintă de fapt adevărul. Da? Adevărul scenic, cum facem exact. Noi. Exact. Da. Adică restul este ceva semi-digerat, semi-preparat ca să poată să consume cel din față. Dar adevărul despre acel personaj este din această polemică pe care o duci înăuntru tău, din această frământare cu da și cu nu, cum ar fi mai bine, da? Și până la urmă rezultă ceva. Oamenii cred că este o magie. Cum a reușit pilotul de avion să ridice avionul așa, pe parcursul a 300 de metri? Și dedesubt se află tot felul de lucruri. Da? Eu când stau de vorbă cu elevii online, obișnuiesc să le vorbesc despre miracole. Da? Dom'le, ce e un miracol? Păi, un miracol, din punctul de vedere al spectatorului, este ceva ce el nu o să poată să facă niciodată. Și nu este așa. Pentru că cineva face miracolul ăsta. Sau acest miracol se întâmplă cumva și este perceptibil. De ce? Pentru că este plurifactorial. Are mulți factori introduși în el și un om obișnuit nu stăpânește toți factorii, deci nu o să iasă. E ca la o scamatorie, da? Da. Scamatorul știe cum o face. Cel care este spectator și că este un miracol ce se întâmplă acolo. Okay? Dar scamatorul știe că are o sforicică pe aici, că pe aici este o fantă pe care nu o poate vedea spectatorul și că e destul de simplu, dar trebuie să ții cont, să exersezi mult și ți iese. Foarte multe meserii sunt așa. Acele meserii fascinante. Dom'le, cum se face hipnoza? Wow! Eu niciodată nu o să pot să fac hipnoză. Se învață pe degete. În 40 de minute înveți să faci hipnoză. Mai greu este cum o faci să-ți iasă bine de fiecare dată, că trebuie să treacă niște ani. Da, trebuie despre asta, despre învățare continuă. Exact. Învățare continuă și alegerea mentorilor, o consider eu. Uh-huh. Pentru a fi ghidat în viață, trebuie să-ți alegi un mentor. De fapt, mentorii se aleg singuri. Da, mentorii își trăiesc viața, dar într-o manieră deschisă. Nu sunt așa chitroși, ca să zicem, numai pentru ei. Da? Ei sunt gata să se ofere celorlalți, să nu creadă că pierd timpul sau că pierd ceva dacă îi lasă și pe ceilalți să facă. Da. Mă gândeam, mi-a rămas în cap când ați vorbit de actorie, că da, la mine se aprinde un beculeț și cred că în viață și părinții, să le venim părinți către elevi, către copiii lor, părinții către copiii lor, poate ar trebui ca în actorie un regizor ar trebui să spună nu cum se face și de ce se face. Absolut, povestea acelui lucru. De ce? Da. Și cred că același lucru este și în viață și către direcțiile pe care le dăm. Să spunem, de ce ar fi bine să facem lucrul ăsta? Nu cum să facem lucrul ăla. Pentru că un copil poate să-și aleagă într-un fel singur cariera, singur drum, dacă este îndrumat. Păi însuși Einstein și-a scos teoriile geniale nu pentru că i s-a spus cum să le facă, da? Ci pentru că el știa ceva matematică și a făcut-o în felul lui. Adică puțină lume știe că Einstein nu gândea ca toți oamenii în cuvinte. De altfel era considerat retardat după cum reușea să se exprime verbal. Da? Până pe la 9 ani. El gândea în figuri geometrice. Stilul lui de a gândi și acest stil foarte eficient și rapid, de mai și color în imaginația lui, dădeau rezultatele foarte ușor. Asta înseamnă că îți creezi stilul tău, da? Numai să știi povestea inițială. Da? De ce vrei tu să mergi încolo? Asta se numește viziune. Da? Viziunea este, na, dacă vrei, o luăm pe aia a lui Moise. Da? Uh-huh. Moise, din patriarhii creștinismului, a avut o viziune, a primit niște tăblițe și de la tăblițele acelea a ieșit o întreagă carieră pentru Moise. Okay? Da? Și tot așa, trebuie să cineva te inspiră să ai viziunea asta și după aceea cum vei face va fi foarte personal. Și cum găsim acești oameni care să ne inspire? Unde ar trebui să căutăm? Mentorii. Eu am o problemă serioasă cu mentorii în România. De exemplu, este o criză extrem de serioasă de mentori femei. Nu avem mentori femei, foarte puține. Și asta din cauza acestei
atmosferă din societatea românească în care femeile mai degrabă se sabotează unele pe altele decât se facilitează unele pe altele. Bărbați mentori avem, dar 80% sunt în sensul negativ. Adică, dacă luăm pe domnul Becali ca mentor, da? O să ne dăm seama că el poate să fie fascinant, da? Dar nu te duce într-o direcție care să fie onorabilă pentru viața ta. Da? Și atunci avem, da, avem diversi interlopi care cu mașinile lor se plimbă ca niște mentori pe stradă. Nu? Și se, am înțeles că a ieșit și o carte scrisă despre, da, nu mai știu care dintre interlopi. Al lui Codin Maticiu. Așa, și lumea citește că, ia uite, ăsta mentor, ăsta e un om care apare, despre care se scriu cărți. Da? Și dacă te uiți pe undeva pe YouTube sau pe un canal de video, ai să vezi că audiența lui Liceanu în convorbire cu cărturile, cu vreunul dintre ceilalți scriitori, este de 40-50 de oameni, da, la o sesiune. Ori acest lucru arată că mentoratul în România este în criză serioasă și este întors pe fața cealaltă. Dar asta este despre părinți și despre profesori, mai degrabă. Că am ajuns în direcția aceasta influencerilor, să le spunem așa, pentru copii. Da. Și ce mentori își găsesc ei, poate să coborâm puțin vârsta, pentru că ei își văd mentorii în cei, în adolescenții, tot adolescenți sunt, care au găsit un drum, au găsit o rețetă. O rețetă a acest blogger, youtuberi, care e, mulți nu știu cât au muncit să ajungă acolo. Sunt foarte multe exemple, dar ei văd finalitatea. Eu am o problemă cu asta, Ionuț. Este o diferență mare între mentor și idol. Mentorul este, după cum spuneam, omul care își vede de viața lui într-o manieră atât de pasionantă încât îi iradiază și pe ceilalți cu ceea ce face și ceilalți vin să se înfrupte din asta, să se formeze și mentorul se lasă devorat de ei. Idolul este intangibil. Michael Jackson era un idol, nu era un mentor. Okay? Era unul pe care îl vedeai, toată lumea se bulucea să vină, nimeni nu prea putea să pună mâna pe el, că era, avea bodyguards și el nu se lăsa chiar așa. Da? Și lumea nu știa cine este el cu adevărat. Da? Și nu prea aveai ce să înveți de la el, aveai ce să vrei de la el, dar nu ce să înveți de la el. Da? Ai fi vrut să fii ca el, dar tu nu știai ce viață groaznică duce omul ăsta și ce se află în spatele, în backstage, cum ziceam. Da? Dacă te-ar fi lăsat cineva să mergi în backstage și să vezi că el își punea perucă, că era chel săracul în ultimii ani de viață, ai fi zis, ia uite, da? Sau dacă l-ai văzut câți pantaloni ieșea pe el de slab ce era, în backstage ai fi înțeles multe despre adevăr. Un mentor te lasă. Da? Un mentor ia și masa cu tine. Se lasă folosit de tine. Îți dă tot ce este el. Nu prea avem. Prea avem mentori și... Da. Poate ar fi bine să-i căutăm mai mult și putem să găsim mentori și în afară, adică idolii pe care îi căutăm. Noi putem să ne luăm exemple și din afară, destul de multe. Bineînțeles, da. Destul de multe. Cu condiția să se lase cunoscut, să te poți apropia de el, să intri în viața lui. Adică a intra în viața cuiva înseamnă să-l cunoști cu adevărat. Așa, după poze photoshopate, nu poți să spui. Oricine poate, da, un filtru și da. Să vorbim de filtre și măști. Am văzut un podcast al dumneavoastră și vorbeați acolo despre măștile pe care le percepe un copil mic. Și ca părinte ar trebui să fim foarte, da, foarte atenți la cum relaționăm cu un copil de la vârste fragede, de la 3 la 7 ani. Pentru că atunci el practic se dezvoltă. Chiar dacă nu vorbește câteodată, chiar dacă nu știe să-și exprime sentimentele cum am vrea noi și cum ne așteptăm noi să și le exprime. Pentru că noi, spunându-i un copil ce ai, ce ai, el nu știe să spună ce are. În cuvinte. În cuvinte. Pentru că nu are proprietatea cuvintelor la vârsta respectivă. El o să plângă. Și din plânsul acela, ce putem să ne dăm seama? Sunt foarte multe nuanțe de plâns. Dacă este să ne lansăm într-o discuție de parenting, da? Da, putem să vorbim despre copilul, chiar și despre bebelușul care plânge ca un cerșetor, plânge ca un revoluționar, plânge ca un agresor, plânge ca un șantajist. Sunt multe nuanțe de plâns și o ureche de mamă talentată le poate sesiza. Dacă însă vine tata și se spune, plânge, ocupă-te de el, și a zice, mai lasă-l puțin, că parcă simt că e șantajist. Da? Și nu este înțelegerea asta, până la urmă este prost educația copilului. Da?
Și da, într-adevăr, trebuie să ai ureche pentru subtilități. Așa cum copiii știu să citească încă de pe la 3-4 luni de viață, dar nu pe litere, ci pe mimici pe care vorbeai. Da? Deci ei pot să citească pe fața părintelui despre ce e vorba în jur. Tot așa și părinții ar trebui să știe să citească pe fața copiilor și pe sunetele scoase de ei. Și acum, practic, să vezi un copil când, să spunem, vine de la școală, mergem puțin mai departe, ca părinte, vine de la școală și întreb ce s-a întâmplat. Îl vezi, poți să omori. Ce ai făcut azi la școală? Ce ai făcut? Și el o să răspundă nimic. Exact. Când a spus nimic, înseamnă că e mult. E ceva rău. Da. E ceva rău și ar trebui să înveți cum să discuți cu el pentru a-ți da seama. Și una dintre metode este să-i spui, ia uite, măi, acum este luna mai, băi, mi-aduc aminte că la primul meu chiul din luna mai în clasa a șasea, da, a plouat non-stop. Noi am zis că chiulim și a plouat non-stop și a trebuit să stăm tot în curtea școlii. Povestești, da? Și începe și el atunci să spună, păi da, și la noi a fost tot cam așa, da, dar noi am găsit o soluție. Exact. Și uite, chiar astăzi mi s-a întâmplat așa. Nu poți să fii agresor și investigator în ideea că tu ești mai deștept și mai puternic decât copilul tău și el tot timpul trebuie să execute ce-i spui tu. Am vrut să trecem puțin aici să vedem ce ne spun de fapt copiii când nu ne spun nimic. Să trecem într-o zonă în care, ok, se discută mult, dar nu se acționează. A bullying-ului și mobbing-ului și ce se întâmplă în școli, care avem finalități tragice de multe ori, de foarte multe ori. Da. Și practic aici cine ar trebui să se implice mai mult? E foarte delicată situația, pentru că noi avem, apropo de cele două mențiuni, bullying și mobbing. Bullying-ul este îmbrânceala pe față într-un grup relativ restrâns prin care ești agresat și făcut să renunți și să pleci. Mobbing-ul este tot pentru a te exclude din grup. Da? Este o sabotare sistematică, o neacordare de șanse. Poate umilință? Umilință, nu foarte agresivă, dar cât să-ți taie șansele de afirmare și astfel încât să pleci din grupul respectiv. Ceea ce observăm astăzi este că începe mobbing-ul pe internet, pe Instagram, de exemplu, și continuă după aceea ca bullying la școală. Deci ai fost defăimat pe net și când ai apărut la școală, nici mai vrei să te duci, că știi că ăștia o să râdă și o să te facă în toate felurile și fizic după ce te-au făcut online. Da? Și de aceea este extrem de important să începem cu online-ul în a aborda aceste fenomene. Și de aceea este important ca profesorul să facă parte din grupuri de elevi într-o manieră nu tocmai agresivă ca să nu fie dat afară de acolo sau să rămână singur. Da? De aceea este important ca părintele să aibă și el un cont de Insta, că nu-l doare mâna și să poată să primească niște like-uri de la prietenii copilului lui și atunci știe că e bine, că este în lumea lui. Da? Da, este important, chiar dacă o să vi se pară cinic să-l inviți la masă pe copil pe Instagram, dar eu am făcut-o și sună foarte haios, adică mi se pare mult mai inspirată o invitație de la masă pe Instagram cu o pozulică acolo sau cu un filmuleț despre cum sfârâie totul, decât să convingi copilul ce înseamnă proteine și că trebuie să mănânce neapărat. Hai, când ajungi acasă, da. uite ce ți-am pregătit. Exact. Și așa intri în zona lui de confort. Și intri în lumea unui copil, pentru că unul dintre principiile esențiale ale educației este să o pornești de la valorile pe care copilul le are. Altfel nu te aude. Da. Dacă pentru copilul tău este foarte prețios acum jocul, de la joc trebuie să pleci. Te adaptezi limbajului. Da, nu-i zici, lasă jocul și vină în lumea valorilor mele, la reumatism, la sinuzită și așa mai departe. Că nu te aude copilul. Da. Iar adolescentul și mai puțin. Adică nu își bagă picioarele dacă tu îi vorbești de sănătate în loc să-i vorbești de prieteni. Da? Dacă ai venit cu o informație despre vreun prieten, ciulește urechea. Da. Ia uite. Dacă îi vorbești de sinuzită, nu. Exact cum discutam noi când vorbim și în televiziune este... Exact la fel. Când vorbești despre cultură, educație și infrastructură, nu se uită nimeni. Dacă când vorbești despre alte lucruri, da. Atunci da, da. Ai rezultate. Și practic asta găsim în viața de zi cu zi și în educația copiilor. În educația copiilor care sunt în continuare educații într-un mod, să spun așa, neprietenos de către televizor și de către părinți. Odată ce vede părintele că se uită la o emisiune, părintele îi face plăcere, are
el se distrează atunci, dar el se uită la acea emisiune sau la acel program alături de copil. Copilul da. Vede, pentru că este mimetic, la da. Vârste fragede și chiar destul de avansate, el vede ce faci tu și vede că te bucuri. Da, vede că pe te fața bucuri. Ta. Adică primul lucru pe care îl citește, pe care îl percepe, nu este discursul tău verbal, ci ceea ce se vede pe fața ta și acordă prioritate mimicii. Dacă este disonanță între mimică și ce ai spus verbal, crede fața, nu crede cuvântul. Alege întotdeauna ce este natural, copilul. Și atunci dacă tu îi spui cu scârbă pe fața ta, hai fă-ți lecțiile, și mie ca și părinte nu mi-ar veni să-mi fac lecțiile la ora asta, bineînțeles că vede pe fața ta că nu e cazul să le facă. Eu am acum, apropo de lecții, cât de importante sunt în dezvoltare lecțiile, tema pentru acasă, acest lucru. Eu am avut-o, recunosc, gata, acum, cum nu mi-a plăcut niciodată să fac temele și le-am considerat că îmi iau din timpul meu personal pe care trebuie să-l am acasă. Asta am considerat. Am avut și probleme făcând acest lucru, făcând un temele, pentru că trebuie să faci asta dacă nu iei notă proastă. Asta. Da. Asta era scopul pe care mi-l dădeau. Dacă nu faci tema, o să iei 4. Temele pentru acasă sunt o formă de exploatare a elevilor pentru binele profesorului. Profesorul are de parcurs o programă, da. Trebuie să-și ia un salariu și pentru asta le dă de muncă elevilor. Munciți-mă ca să-mi iau eu salariu. De ce să nu acționeze el ca un mentor? Uite, eu fac asta, eu fac matematică ca și profesor sau eu fac geografie ca și profesor. Îmi place în geografie chestia asta, să vă povestesc cum am văzut eu primele cămile din viața mea și mă întrebam de ce nu sunt și prin Europa, da? Și atunci, bineînțeles că se duce elevul și își face o așa zisă temă de caută și el să vadă ce e cu cămilele alea, da? Dar dacă tu îl obligi să facă o temă despre cămile în timp ce tu vrei să te duci acasă, să stai la televizor, să te uiți pe o telenovelă, bineînțeles că o să găsească și el o formă de copiere de pe net, da? O să chiulească cum poate de la această exploatare. O considerăm o exploatare și acum am ajuns la discuția despre sistemul educațional. Și știu că este destul de învechit. Am discuțiile acestea și cu profii de la After School și cu proful de istorie și cu profa de matematică și cu profa de română, în care dacă profesorul este binevoitor și vrea să facă mai mult, de cele mai multe ori este oprit de către cancelari. Da, și de către inspectorat. Da, da. De către ceilalți profesori. Da. Vin ca și în viață, ca și când ești copil, spui, am o idee, nu, n-ai. Cam asta este direcția sistemului. E foarte interesant de înțeles cum trece un copil normal al zilelor noastre de la joacă la muncă. Da? El se joacă și dacă îl vezi cât te străduiește acolo să sape cu lopățica în nisip la mare, îți dai seama că ăla e un salaor, ăla e un om care muncește, nu? Dar îi place. Da, face cu plăcere. Da. Când ajunge să o facă obligatoriu, între niște ore impuse de cineva și cum vrea altcineva, devine muncă. Practic aceeași activitate. Dacă pui un nene cu lopățica să sape și îi spui că trebuie să facă 6 metri cub până mâine, el o ia drept muncă și acolo intervine chiulul, agresivitatea, se întreabă pentru ce naiba o face. Da? Și de aceea societatea este cea care deformează gândirea copilului, care este natural cognitivă, copilul vrea să afle, îi place să afle și o transformă într-o mare neplăcere și stres. Este la fel, nu pot să uit, am o carte pe acasă, se numește Drawing with the Right Side of the Brain, în care o graficiană a descoperit că până pe la 3, 4, 5 ani toți copiii desenează, da? Toți desenează, da? Desenează pe pereți, peste tot, da? Și mai încolo, dacă îi întâlnești și îi spui desenează-mi și mie un omuleț, transpiră și spune, nu știu să desenez. Și se întreabă, cum ajunge un adult să nu mai știe să deseneze după ce a știut ca și copil să deseneze? Școala. Îl sperie cu faptul că nu desenează corect. Îi dă note pe desen. Îi spune că nu e bine și că el n-are talent. Și la revedere. Cum ai folosit culorile alea? Exact. Cine ți-a zis ție, bă, ce tu ești Cezan? Și atunci totul se duce în jos. Și noi trebuie să ne gândim serios că în România multe dintre acțiunile școlii sunt în jos, nu sunt în sus. Da?
cum știi foarte bine, faimoasa mea observație cu nota de la 10 în jos. Da. Poate da? Nu știu, dar... Adică să dai note de la 10 în jos înseamnă să duci elevul în jos. Da. Da? Adică să nu explici. Să-i demonstrezi că doar tu ești deștept și el nu știe. Am auzit și o vorbă acum, ce mi se spunea înainte, când un profesor nu dădea nota 10. De ce nu dădea nota 10? Pentru că nota 10 e a lui. Da. Ce cinism poate să fie? Ce mentor este ăsta care își ține nota 10 pentru el? Este ca și cum... Deci ăsta care ține nota 10 pentru el consideră că doar el trebuie să primească salariu, doar el este deștept, da? Eventual poate primește șpagă și dă un 10... Da? Că să spună, pentru... eu am muncit să ajung aici. Tu ai acum cât? Eu am 20 de ani de experiență, eu știu să fac. Tu câți ai? Tu ai 2 ani? Păi nu. Cunosc o sumedenie de copii cu sindrom Down, care ar merita să ia 10 pentru că pur și simplu față de ei înșiși au progresat enorm în ultimele luni. Adică progresul față de tine este cel care trebuie să se noteze. Nu competiția cu ceilalți și nu raportarea la ce știe profesorul. Profesorul. Care ar trebui să fie atitudinea profesorului? Cum ar trebui el să relaționeze? Să fie atitudine de mentor. Păi frate, ești profesor de biologie? Se presupune că îți place biologia. Nu-ți place biologia? Lasă pe alții, pentru că neplăcându-ți îi stresezi pe copiii ăștia. Da? Te descarci agresiv pe ei. Îți place biologia? Arată-o. Îți crei în condiții să arăți această pasiune a ta pentru biologie și sigur elevii vor fi atrași către ea. Și atunci elevii nu vor avea teme, vor avea proiecte din această pasiune pe care o învață de la tine. Și nu toți vor fi pasionați în biologia ta, poate alții sunt pasionați în geografia ălălaltă. Da? Dar tu nu trebuie să te superi și să-i dai lui 3 pe chestia asta. Sau pentru că faptul că n-ai avut tu o zi bună și trebuie să te descarci pe copilul care dorește să învețe. De cele mai multe ori un copil... Eu nu vreau să fiu foarte agresiv astăzi, dar încerc să arăt că se poate și altfel, da? Dacă plecăm de la valorile copiilor. Copilul, practic, el știe mai multe decât ai ști tu ca un adult. El, dar nu doar trebuie atât. Să știi să citești. Da, nu. Și mai are ceva particular pe care Jean Piaget l-a descoperit și l-a folosit permanent, și anume... Învățarea la copil pleacă de la ceea ce copilul știe deja. Nu pleacă de la ce nu știe. Dacă tu ca profesor știi un lucru, dar copilul nu-l știe și pleci de la acest lucru pe care copilul nu-l știe, el nu va înțelege. Dacă pleci de la ceea ce știe el personal, nu toată clasa, el personal va fi bucuros să știe mai mult. Și cum ar trebui să sune? Ar trebui să-i spui, să-i dai exemple din viață? Noi așa încercăm la emisiune. Da. Noi predăm programa școlară, dar le arătăm aplicabilitatea în viață. Uh-huh. Adică, ok, eu învăț chestia asta. Cum se petrece procesul ăsta? Eu tocmai acum o să tipăresc o carte, se numește Am fost odată ca niciodată, despre cum gândește copilul mic. Cum gândește copilul mic în pragul învățării? Bineînțeles că în prima perioadă are învățarea prin imitație. Când în primul an de viață nu poți să spui că el știe deja ceva. Da? Știe prea puține lucruri și atunci în această situație copilul este predispus spre imitație, prea de bun ceea ce vede. Se uită și face, se uită și face. De la mentor, de la persoane de atașament și mai ales de la alți copii. Okay? După care, când apare conștiința de sine, eu, și se diferențiază de ceilalți, începe să țină cont de ceea ce știa deja, dobândit prin imitație, și adaugă selectiv, din jur, în funcție de atractivitatea acelui ceva. Okay? Și așa se dezvoltă învățarea. Dacă vine un adult și intervine în asta și spune eu tâmpene ce știi tu acolo, ce faci tu, lasă-mă cu castelele ale tale, fii atent că trebuie să faci aici o gaură în perete, copilul nu reține. El o ia ca o relație între el și părinte, ca o agresiune a părintelui. Are părintele ceva cu el. Okay? Și ca să-i facă plăcere părintelui, se duce la școală. 99% din copiii din țara asta se duc la școală pentru părinții lor, nu pentru ei. De frica părinților ca nu cumva să zică vecinii ceva că au o pramatie în casă. Da. Este relația părinte-copil, profesor-copil și aici aș vrea să ajungem la următoarea parte despre educație relațională. Mhm. Foarte mulți gândesc la relație, la o relație pur, nu știu, sexuală, să spunem. Mm-hmm. Dar relațiile se stabilesc și prin simpla comunicare cu...
Oamenii sunt ființe relaționale și îndrăznesc să spun chiar că un individ nu există. Un individ din specia noastră nu există ca om, pentru că neavând relație, nu are limbaj, nu are valori, nu are sistem, da? Nu are motivație și nu funcționează ca și om. Omul fără relații nu este om. Ca atare, să discuți cu elevii, cu copiii despre interacțiunile dintre ei este esențial. Da? Relațiile sexuale sunt obsesia adulților. Da? Faptul că vorbești de relație între băieți și fete nu înseamnă că te gândești că ăștia o să facă sex sau că fac deja și trebuie să le interzici. Nu, te gândești cu sexul din capul tău, de profesor sau de inspector, că ăștia au, dar de fapt dacă îi vezi pe adolescenți sau pe copii ce fac ei la un partid de ăla de dezmăți până dimineața, nu o să vezi sex. O să vezi că se râde în prostie, da? O să vezi că se povestesc foarte multe lucruri și o să-i vezi cum se compară unii cu alții ca să afle cine sunt. De-aia se duc la petreceri copiii, vor petrece și vor să se întâlnească unii cu alții. Nu ca să piardă timp și nu ca să facă în ciudă cuiva, ci ca să existe social. Să relaționeze, practic. Da, să afle despre ei de la ceilalți. Și simplu fac, spun, vreau să dorm acolo. Nu! Vreau să dorm la colegul respectiv. Nu că faci sex. Exact. Adică dacă tu ca părinte nu concepi un culcat în patul tău fără sex, află că copilul tău concepe. Da. Și acum, dacă tot vorbim de relații, am vorbit destul de mult despre relația elev-profesor, dar noi încercăm să le oferim, să le arătăm că există și profesori buni. Există și profesori care își doresc de fiecare dată mai mult. Și oare este nevoie ca elevul, acum să mergem puțin mai departe, să spunem că sunt clasa 7-a, clasa 6-a, urmează un examen foarte important. Cum ar trebui să ceară el un sfat? Există profesori buni și întotdeauna ei sunt văzuți de elevilor. Dacă tu faci o selectare a profesorilor din România la ora actuală, întrebându-i pe elevi, îi afli pe toți profesori buni. Nu ratezi pe niciunul. Dacă o faci prin inspectorat, îi ratezi pe vreo 70%. Da? Pentru că e alt sistem de evaluare. Evaluarea din partea elevilor este esențială. De ce? Pentru că cunoașterea trebuie să funcționeze prin atracție. Și dacă profesorul a reușit să exercite atracție ca mentor, sigur, el e un profesor bun. Și sigur, acelui elev i-a rămas ceva în cap de la el. Okay? Și atunci, bineînțeles că trebuie o voce a elevilor mai clar auzită în rândul celor care reglementează școala. Practic, cum spunea și dumneavoastră, elevii ar trebui să dea note profesorilor. Da. Ar trebui schimbat pentru că... Practic să vezi percepția copilului, bănuiesc. Sistemul de notare, că tot suntem la el, trebuie să fie așa. Trebuie să existe autoevaluare, adică elevul să se evalueze pe el, să-și dea seama dacă e mulțumit de el, da? Dacă se simte bine în mediul acela cognitiv. Da? Și eventual să poată să spună ceva profesorului, să dea un feedback, astfel încât profesorul să știe ce naiba face acolo, că el nu e acolo pentru inspectorat, e pentru elevul lui. Și cum ar trebui primit feedback-ul de către profesori? Dar întotdeauna feedback-ul, cum ar trebui să acționeze, da, reacționeze, da, la feedback. Da. Am fost în mii de licee în țara asta. Eu spun că există frica elevului, da, de a da note profesorului, da, pentru a nu lua, da, o notă proastă, da, de cele mai multe ori. Știu foarte bine ce înseamnă să stai în fața a 5 elevi, a 500 de elevi într-un amfiteatru, pe un subiect pe care ei nu-l știau foarte bine, nu erau curioși despre ce este vorba. Știu foarte bine, e fenomenul ăla când îl vezi, vezi un rând întreg de elevi că stau pe telefon în timp ce tu începi să le vorbești, da? Și este momentul ăla magic în care vezi că pun telefonul cu fața în jos și te ascultă. Păi așa ceva e notă. Nu este o notă? Este cea, da, mai bună notă. Și atunci, bineînțeles că un profesor cam pe aici trebuie să se situeze, să vadă. Sunt fețe către el îndreptate, își dau elevii coate când ascultă, da? Îi interesează, pun întrebări. Dacă nu fac asta, mai bine se duce și culege căpșuni. Da, este practic așa, vezi dacă cei 20 de ani pe care îi pretinzi că îi ai sunt cu adevărat... Da, și e păcat că tu stăpânești o materie, tu se presupune că îți place materia aia. Cum să nu te bazezi pe iubire, pe atracție, să te bazezi doar pe obligație? Vorbind de iubire, cum ar trebui să le arătăm ca părinți iubirea noastră copiilor în relația cu ei? Asta este o altă fază care începe,
Sunt două momente importante. Una este când băieții, de exemplu, sunt pe la 4 ani și încep să se ducă, se smulg din brațele mămicilor, se duc spre tați să învețe să arunce cu pietre și mamele zic, l-am pierdut, nu mă mai bagă în seamă, mă mai iubește, se duce cu taicăsul care nu face mai nimic toată ziua și se distrează cu el. Este fenomen numit identificare și fetițele fac asta cu mămicile lor. Și mai există mai târziu momentul acesta al disensiunii valorilor. Când copilul tău își dă seama că ce este valoros pentru tine nu este valoros și pentru el, se duce către cei care apreciază acel lucru. Da? Dacă pentru el este valoroasă libertatea, de exemplu, sau este valoroasă să se râdă, umorul, da? Și pentru tine nu este, că tu ești un posomor de la care a fost membru de partid toată viața și n-avea voie să râdă, normal că te lasă pe tine acasă și se duce să râdă cu alții. Da? Și da. Tu te întrebi de ce nu te mai iubește copilul tău. Pentru că nu sunteți pe aceleași valori. Și trebuie să găsim aceste valori și dar să mergem copilul, mediile lor să le găsim. Copiii de obicei, dacă îi întrebi, spun că își iubesc părinții, dar nu prea știu ce să facă cu ei. Că nu au lucruri comune. Da? Își iubesc, nu vor să și piardă. Dar în același timp vor să fie lăsați în pace, că nu au ce să discute. Da, e o direcție și a trebuit să ne gândim de foarte multe ori. Și ca și relația poate frate mare copil care dă exemplu școlii. Poate dacă tu ai, nu știu, 18 ani, 20, probabil că încă n-ai, să spunem că n-ai o minte coaptă, dar ai un frate mai mic care el de-abia se duce. Ce pe clasa 1 sau clasa 2? Da. Așa. Ce sfaturi ar trebui să-i dai tu ca frate mai mare, adică de la adolescent la copil? Cred că sunt cele mai importante sfaturi, pentru că sunt cei mai apropiați de vârstă și au interese comune. Da. Tu, ca adolescent de 20 de ani, ce îi spui copii? Ce spui fratelui tău mai mic? Depinde ce relație au cultivat părinții între voi doi. Pentru că dacă părinții l-au prețuit pe ăla mai mic, tu aveai 10 ani și el avea 3 ani și îi spuneau, lasă-l întâi pe el că e mic. Lasă-l, mamă, că el, tu poți să aștepți, tu lasă că tu ești mai mare. Prinzi așa o ură de fratele tău mai mic, că de-abia aștept să-l prind singur, să-l strângi de gât. Da? Asta pentru că părinții inversează această piramidă a valorilor și nu pun pe primul loc pe copilul mai mare. Și în momentul în care spun, ia stați voi amândoi în picioare, care e mai înalt? Ăla. Cine s-a născut primul? Ăsta. Păi întâi tu vorbești. Și atunci cel mic se uită așa și își așteaptă rândul. Ce se întâmplă în momentul ăla? Cel mare își zice, sunt mulțumit de mine. Sunt mulțumit de părinții mei și acum o să iau apărarea și ăsta mic. Dacă însă el este frustrat, îl strânge de gât pe la mic. Metaforic. De-abia așteaptă. Da? Și de-aia noi trebuie să respectăm lucrurile naturale și atunci ele își vor da rezultatul natural în viața copiilor. Și atunci, da, cel mare o să fie mentor pentru cel mic. Și o să-l ia cu el prin diverse locuri, să-l învețe, că e mulțumit de el. Uite cum am făcut eu. Exemplu personal. Da? De cele mai multe ori este cel mai bun. Așa încercăm și noi. Și profii vorbesc despre ce au făcut ei în liceu, cum erau ei în liceu, le arătau că noi nu eram de 10 la toate materiile. Eram de 10 acolo unde îmi place. Da, absolut. Am avut situație de frate mai mare care fumase la greu, da? Și ăla mic de-abia aștepta și el să scape să fumeze și el, pe fratesul, nu? Și bineînțeles că ăsta mare nu băga în seamă deloc pe la mic că era defavorizat în fața frățiului mic, dar într-o zi, în sfârșit, a reușit să intre în voluntariat la un ONG din ăsta de urgență, de inspectorate de urgență, de intervenții de urgență. Și acolo s-a lăsat de fumat că era mediul ăsta mai serios, nu fumăm, că noi suntem pompieri de fapt, cum să fumăm, da? Și ghiși ce? A început să se ducă la fratele al mic să pledeze să nu cumva se apuce de fumat, că nu e bine. Ăsta mare. Ăla mic a fost descumpărit. Cum? Că eu vreau să fiu ca tine. Nu e bine. Și nu s-a luat de fumat. Am fost acolo și nu e bine. Și nu s-a apucat de fumat, da. Deci, cele mai multe ori avem nevoie de, cum spun eu, trigăre emoționale. Trigăre care să ne spună să trăiești acel fapt, cum spun, să învățăm și din greșeli. Să-ți dai voie să greșești odată și să știi ce ai învățat din greșeala respectivă. Aici avem două aspecte, iarăși. Da. Una este eroarea și alta este greșeala. Eroarea este un mic rezultat care nu este cel așteptat, nu este cel corect, dar care poate fi corectat. Pentru că există ceea ce se numește învățare prin încercare și eroare. Labirintul. Uh-huh. Păi ce ar fi dacă intri într-un labirint și ți-ai da palme de la primul perete pe care îl greșești? Nu? Nu mai ajungi la destinație.
Și de aceea înveți din eroare. Pe aici nu înseamnă că pe aici da. Și te ajută acest nu, această eroare te ajută ca să găsești soluția corectă. Asta este eroarea și ea în școală trebuie să existe și în educație. În momentul în care faci show dintr-o eroare, se numește greșeală. Bă, ești prost, cum ai putut să gândești așa, nu ești în stare de nimic, data viitoare să nu te mai prind că faci asta. Se produce un blocaj. Nu mai e speranța să înveți din eroare. Se pare că sunt implicate mult mai multe lucruri. Se supără mama, se supără tata, primești nota aia, mă fac de râs la vecini, la copiii ceilalți. Te blochezi și de aia copiii români pot fi recunoscuți pe o stradă din Paris că sunt cu privirea în jos să nu greșească. Să nu calce greșit și să nu... Da, practic să nu greșească și e această și stigmatizare care, da, ne duce de foarte multe ori într-o direcție nefericită și asta vine din profesori și cei care... și care ne comandă de cele mai multe ori. Această împărțire valorică nu duce nicăieri și acum pe final mai avem foarte puțin timp, dar voiam să ajung la un subiect, chiar 2 minute scurt și poate să continuăm într-o altă ediție. Profesoara, unul dintre profesori, ni s-a spus că a avut o inspecție, celebra inspecție, de la, și 2 profesori, ca să nu primească o notă proastă ei de la inspecție, aveau vreo 2-3 copii care erau puțin mai nebuni. Ce au ales ei să facă? Să nu veniți la ora asta, că vă dăm biscuiți. Da. Cam... Asta e mită electorală. Da. Și cum educăm noi dacă educația asta este educația pe care o primim? Da. Asta este marea întrebare. A cui este școala din România? A cui a trebuit să fie? Este ea a inspectoratului? Este ea a elevilor? Este ea a părinților? După părerea mea, școala ar trebui să fie a părinților. De ce? Pentru că ei sunt cei care și decid în comunitate dacă vor. Și dacă îi aduci pe părinți la școală, păi am fost la programe educaționale în care am încercat să invităm părinți, n-a venit niciunul. Da. Pentru că nu era școala lor. Da, era un fel de depo unde își aruncau copilul să scape de el pentru 6 ore. Exact. Despre asta trebuie să ne gândim mai mult. Ce înseamnă școala pentru copil și ce înseamnă un părinte pentru un copil. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat și sper să ne vedem și la ediții viitoare și să vedem ce putem scoate din mentalitatea unui copil. Sigur. Aici a sfârșit emisiunea de astăzi și a fost ca un fel de teaser, poate, dacă sunteți de acord, putem relua aceste discuții cu doctorul Cristian Andrei și în ediții viitoare pentru a discuta despre greutățile pe care le întâmpină un adolescent, un copil, dar și un părinte. Vă mulțumesc foarte mult! O zi inspirată să aveți!